Cel care a murit a fost chiar Dumnezeu. Sângele vărsat pe cruce a fost tot al lui Dumnezeu. Ce ar putea fi mai prețios decât această moarte? Dar în același timp, ce ar putea fi mai înfricoșător? Iată, prin urmare, cât de adâncă a fost căderea omenească, încât pentru a o vindeca a fost necesară o doctorie atât de puternică. Desigur, pentru a se ispăși fără de legea se cerea o pedeapsă corespunzătoare, iar pentru a dobândi iertarea de baciocurile aduse lui Dumnezeu se cere o răscumpărare în stare să șteargă fără de legea. Căci dacă odată s-a dobândit împăcarea, atunci nimeni nu mai poate invoca vreo vină. Dar între oameni nu se găsea niciunul care să nu aibă nicio vină și să fie în stare să sufere pentru greșelile altora. Ba mai mult, niciun om singur și nici omenirea întreagă, chiar dacă ar suferi de 1000 de ori moartea, n-ar fi fost în stare să împace pe om cu Dumnezeu. Căci prin ce suferință ar fi în stare un rob netrebnic să răscumpere greșeala de a fi stricat în sine chipul împărătesc al Domnului, bătându-și joc de el într-un mod atât de josnic? Pentru aceasta, Domnul cel fără păcat, după ce suferă chinuri nenumărate, își dă și viața, iar când este copleșit de răni, ca om, același Domn ia asupra și rănile omenești, făcându-i astfel liber pe aceștia de greutatea fără de legilor lor și slobozind la libertate pe cei legați, ca unul care n-avea nevoie să o cucerească pentru sine, fiind stăpân și Dumnezeu. Iată deci cât de scump ne-a fost câștigată viața cea adevărată prin moartea Mântuitorului.